3, 2, 1, am început. Suntem pe 103 cu 4 la Radio 7, suntem live și pe Facebook, suntem și pe 13 TV, pe YouTube. Este târziu, este noiembrie, este noiembrie târziu și stăm foarte mult timp în casă și ne mai pierdem vremea cu ochii prin monitoare, LCD-uri și Ui, cine are proiector, ai proiector? Nu, no, televizor. Am înțeles. Uh, și Cristi Morculescu, specialistul în filme, este, așa te recomand eu, este invitatul meu la Silviu Munteanu și prietenii săi. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Ai fost la cântare seara? Da, am fost seara la cântare. Ce ai văzut? Uh, am văzut, la expirat trei trupe pe care mi-a părut chiar bine că le-am văzut. Second Wave, Greetings Sugar și Ohrid. Am văzut și o grit în sugar, dar cred că, adică, cred, știu că am vorbit și mai devreme, foarte mișto o trupă, dar n-are amvergură. pe celelalte două încă nu le știu. Aș vrea, sincer, să avem niște trupe cu amvergură, dar uite că noi avem trupe miștocuțe și trupe drăguțe și trupe simpatice și trupe foarte mișto, dar niciuna nu are amvergură. Sunt foarte pasionat de Roadkill Soda, mi se pare. Băi, să cântă bărbătește acolo, nu e puțin lucru. Ok. Um, hai să vorbim puțin despre filme. Puțin. Hai să vorbim două ore despre filme. Uh, mai am văzut Joker zilele astea și uh, o primă concluzie pe care am tras-o este că legendarul uh, happy end hollywoodian a devenit brusc legendă. Adică, băi, filmul se termină prost, dacă nu chiar îngrijorător aș putea spune. E un film care a vrut să fie îngrijorător și care a vrut să fie memorabil. Uite, mie mi se pare că finalmente nu e un film prost, nu e un film bun. Când uh, toată stânga se plânge că e un film de dreapta și când toată dreapta se plânge că e un film de stânga, deja ai claritatea unei chestii că nu are mare mesaj politic. Uh, este un film ținut în picioare de un actor, foarte capabil, în Phoenix, de altfel. Impecabil, da. Și, pe de altă parte, e un film cu secvențe deja filmate în alte filme. E cumplit de neoriginal, vizual. Mie nu mi-a zgândări nimic estetic. Simplu fapt că cineva decide să iasă din canonul ăsta cu enorm de multe efecte speciale și să facă ceva mai realist, că realist nu putem spune, e bine. Pe de altă parte, înțeleg că rupe în continuare la încasări. Um, și s-ar putea ca, uite, mie mi se pare, la modul sincer, Joker un film mult mai onest și mult mai recomandabil decât filmele lui Nolan cu Batman, care erau de-a dreptul fasciste, dar asta e altă problemă. <laughs> Politizarea asta devine din ce în ce mai îngrijorătoare, adică nu mai poți, nu mai trage un pârț da, fără să zică cineva, băi, ăsta e de stânga, e de dreapta, e de să nu știu cum ce a vrut el să spună. E și asta o chestie, pe de altă parte, în cazul lui Nolan, atunci când le plângem de milă la bogăta, încă săracii sunt în pericol și sunt niște eroi inocenți cu toții, ai, ai o problemă foarte mare de discurs, mai ales că nu așa, oamenii răi sunt toți niște bestii leniniste care vor să arunce stadionul în aer. Pe de altă parte, e un film în care se aruncă spitale în aer deja evacuate, adică acolo e jumătatea de măsură a lui Nolan. Jumătatea de măsură din Joker, uite, eu zic că există în simplu fapt că nu are curajul de a-l face mai nasol, mai nasol pentru oamenii din jur. Pentru că ai totuși un om, un, să zicem, amărit, nu e chiar amărit, dar în fine. Și uh, păstrezi o dimensiune credibilă pentru ce se întâmplă în jurul lui. Pe mine m-a îngrijorat puțin filmul pentru că, nu știu, uitându-mă în jurul meu, văd tot soiul de oameni cu tot soiul de probleme și cumva, privind la film, cum am devenit puțin empatic. Zic, Băi, cât de departe este lumea în care trăiesc eu de Gotamul din film? Unul la mână, doi la mână. Sunt unii care scapă cu viața. Piticul, dacă-ți aducem, ești cel oh, da, extraordinar cu piticul. Da. Cine scapă cu viața acolo nu este pentru că a făcut un bine, ci pentru că nu a făcut un rău. Ceea ce iar mi s-a părut, băi, până într-atât de departe s-au mers cu, cu povestea asta și cu demența asta. E un mod de a vedea lucrurile. La modul cel mai cinic aș spune că persoanele care plătesc în filmul ăla sunt toți niște oameni albi. Nu ai uh, o răbufnire de ură totală cum era prin anii 90, un film absolut superb cu Michael Douglas care era încă tânăr atunci falling down, în care cineva are de cădere nervoasă și când se pune pe ei de la toți. Aici simți scenariul, simți că... Mh. Da, bine, sincer m-am bucurat să văd niște banchieri tineri luându-și un metro, este o secvență foarte frumoasă, dar uh, până la urmă body count-ul ăsta a ajuns într-un fel vorbata o arenă pentru a arunca texte politice peste el și de scos chestii politice de sub el. În cazul unui film ca Joker, nu e atât de penibil să vorbim despre asta, pentru că e un film care probabil 60 de oameni și-au dat cu părerea dacă o să fie cineva extrem de ofensat după ce îl vede. Până a... să apară în cinemauri și în mod clar vreo mie de oameni și-au dat cu părerea pe scenariu până să înceapă filmarea. Da, asta e industria, așa presupune? Evident că așa presupune. O mie, oh. Nici ceva. CTP era foarte îngrijorat de faptul că Joker, dar eu cred că nu era îngrijorat și de Michael Douglas, mm. iată, era îngrijorată de, de Joker, că tinde să devină un soi de, de model al lumii moderne și că eu cred că devine un model pentru niște oameni cu probleme la cap, totuși. Nu, mm, sunt niște îngrijorări de om bătrân. E, din punctul meu de vedere, o remarcă despre violența din Joker este la fel de prost plasată și de prost gust ca legătura automată dintre jocurile vidă și violența în viața reală. Sunt niște teorii ale cuiva care vrea musai să găsească pe cineva sau o cauză pe care să pui tu pentru violență și nenorociri. Care într-adevăr se întâmplă, dar nu tot timpul poți să pui degetul fix pe cauză și această chestie că vai Joker e un film violent, uite avem un serial românesc, e sezonul 3 din umbre, care e mai violent decât tot Joker, un primul episod, cum să zic. Da, n-am văzut încă umbrele, aștept să-l văd. Mi-aduc aminte însă o scenă pe televiziunile românești. Mai țin minte când a ieșit lumea în stradă la un moment dat, pe vremea lui Băsescu într-un ianuarie și a ieșit cu niște violențe cumplite prin oraș și s-a dat foc? Nu. Pentru că ieșiseră cumva să-l apere pe. nu se întâmplase colectivul atunci, pe, pe Arafat. Da, prim pentru Arafat, da. Da, și e o scenă, mi-a rămas în minte cumva ardea o mașină și un el și -o ia, un cuplu au venit și au făcut un selfie. S-a părut cumva foarte cinematografic, adică este fix ce am văzut în Joe Coracu, uite mă, de unde au luat. -o. E fix ce vezi și uh, în contextul în care Veneția e sub ape și turiștii își fac selfie-uri. În tot. Hai să spunem că pentru ei nu e un dezastru, că din fericire n-au murit oameni, sau au murit, cred că, două persoane în niște inundații care s-au întâmplat odată la 50 de ani. Dar au fost trei zile consecutive și pe termen mediu sunt multe lucruri care au fost pereclitate în Veneția. Dar oamenii își fac selfie. E într-un fel, nu e o desensibilizare, e dorința asta pe care o avem cu toții de a capta momentul. Și este din nou momentul în care oamenii fac poze ei fiind în mașină la accidentul de mașină pe lângă care trec cu mașina. Că selfie-ul e nivelul 2 de, hai să nu spunem, nesimțire, dar nepăsare, da, e... E, e un, un soi de narcisism complet da. un mod de a păstra niște amintiri. E, da, poate să fie penibil și poate să fie extrem de discutabil moral, dar așa ne-am fost învățați sau dresați să funcționăm. Știi că pe vremuri se spunea că mi-aș dori să am o viață precum în, în, în publicațiile fashion, acum mi-aș dori să am o viață ca pe Instagram, cum afișăm pe Instagram, cel puțin dintre noi. Revenind la la happy end-ul de Hollywood. Bună ziua, doamnă, bine ați venit pe la noi. înregistrăm o emisiune. Și eu vă iubesc. Uh... Avem joker care nu mai are happy end. Uh, Fight Club-ul este discutabil. Uh, știu că am citit și cartea. În carte este limpede omul avea niște probleme grave cu capul și tot, tot ce s-a întâmplat, inclusiv femeia, inclusiv Tyler Durden, erau niște imaginații ale lui. Erau roadele imaginației lui. Ele nu există în realitate. Și aceste ai personaje. finalul acela care ți-e sugerat pentru ce se întâmplă în Joker. E un final dintr-o carte pus peste un film care este făcut din secvențe deja filmate în alte filme. Asta e interesant, că ai un produs destul de puternic. Dacă judecăm în termen de marketing, ireproșabil, dar hai să nu jucăm, judecăm doar în termen de marketing, care nu e nimic nou. Asta e problema jokerului, că nu e nimic nou. Da, e un moment în care lumea vrea să o ia razna. Dar nu este o modă de câțiva ani ca acest tip de deconstructivism să intre în cinemauri. Adică vorbeam cu tine înainte să intre în emisiune și mi-ai zis: "Măi, nu Joker este singurul film cu care nu are happy end de Hollywood, mai este și Seven de pildă." Și bănuiesc or mai fi și altele. Sunt destul de multe, dar ce spui tu, se poate aplica foarte bine la mainstream-ul de acum, la paradigma asta în care avem de a face cu o eternitate de episoade din Marvel și o eternitate de episoade din eroi de la DC Comics servite drept filme. Um, sunt niște discuții care pentru cine se uită și pentru oamenii care chiar iau în serios filmele cu supereroi, chestia care îmi se pare o exagerare, um, sunt destul de interesante. În primul rând, de la filmele cu Superman s-a vorbit despre câți oameni mor, câți oameni nu mor, dacă mitul salvatorului, că Superman e mitul salvatorului ultim, e... Cu chiloții deasupra, da. E, e un fel de Iisus extraterestru cu chiloți peste egări. Știi bancul de ce-i poartă pe deasupra, că a pierdut un pariu cu cea Norris. nu că Ok, nu okay. știam. În fine, să revenim. Uh, nu cred că începem să fim deprimați în mainstream-ul din cinema. Nu cred că se întâmplă asta. Cred că pur și simplu cineva a ajuns într-o zonă în care finalul nu mai este atât de glorios, tocmai pentru că restul filmelor cu supereroi, chiar și Batman-urile lui Nolan, care se zice că vai, sunt atât de sumbre, nu sunt chiar sumbre. Adică știi din start că binele câștigă, că o să fie salvat orașul. Aici, practic, ți se pune o perspectivă care vrea să fie ambiguă moral, dar care nici măcar nu e morală. Pentru că morala o pui tu ca spectator. Nu ai nici din scenariu, nici din regie vreun indiciu că ar fi foarte condamnabil sau aproape lăudabil ce face protagonistul tău. Asta e, asta e chestia nouă. E o distanțare față de un protagonist, hai să ne zicem dubios, cât nociv societății. Practic tot ce spui este că nu e de fapt, o piatră de hotar și o schimbare de paradigmă în ceea ce, ce privește Nu schimbă tot nicio Hollywood. paradigmă, se mai întâmplă. Ocazional se mai întâmplă în filme de succes și de public. Faptul că din toate filmele, fix, un film de la studiourile DC, care DC-ul tot timpul se consideră quality. Mie mi se pare halucinant să ai to toate personajele alea și să te iei în serios drept quality se consideră quality pentru că un nene Frank Miller a lucrat cu ei, se consideră quality pentru că un alt nene mult mai uh, fabul plat decât Frank Miller respectiv Alan mur a lucrat cu ei dar practic media disiului este undeva în anii 60, morala lor modul de funcționare al personajelor și li se întâmplă ocazional să vină un Frank Miller să rescrie lucruri din Batman, li se întâmplă să vină un Alan Moore să facă Watchmen și să rescrie o parte din Swamp Thing. Iar ei se consideră quality, doar că nu e quality, sunt niște momente de quality. Și fix studioul ăsta a decis să facă acest joc. Uite, spre exemplu, eu am văzut, cred că, primul Captain America și mi se pare un film mult mai incisiv decât Joker. Pentru că vorbește despre spectacol spectacolul și spectacularizarea unor eroi care de fapt nu sunt atât de eroici și toată zona asta de bâlci și de circ în care sunt puși îi uh, face de fapt niște marionete, îi golește de conținutul lor eroic. Acolo e o chestie mult mai interesantă pentru mine. Pe de altă parte, în Joker nu ți se spune aproape nimic despre ce e bine și ce e rău. Scorseze, cred, să apucase zilele astea să explice lumii că tot ceea ce facem, ce se face sub eticheta Marvel, sub labelul Marvel, de fapt nu sunt filme. Pe nu sunt filme. E o chestie care cineva ca Scorsese are dreptul să o spună. Uh, Imperiul Disney nu o să reacționeze în vreun fel. Și doi la mână e entertainment. Și business. Ne întoarcem practic în anii 50, înainte de anii 50, când supereroii erau în cinema sub formă de serial, că nu exista televiziunea. Pe, de altă parte, știu că mi-a rămas în cap o, o, cumva am, am felicitat scenariștii de la Hollywood pentru replica asta. E un joker mai vechi în care, cred că cu Heath Ledger, care spune, what doesn't kill you makes you stranger. Mi s-a părut o găsăniță foarte, foarte mișto. Da, Uitam că a fost și un Joker dezastros înainte de asta. Nu mai știu care a fost. Uh, hai să ne aducem aminte în... Uh. Tu nu zici de, de, de não, necessary... Jack Nicholson? Nu, 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 nu. nu, Jack Nicholson era în altă, în altă zonă, nu știu dacă era etalonul nici atunci, nici acum pentru Joker. Uh, nu era cumva Jared Leto? <fâldurilý> Probabil. Ia să vedem. Hai să verificăm, dar nu mai știu ce Dumnezeu a fost. ce a fost dezastros acolo. Tot. Cred că nu m-am uitat la toate. Și. Uh, dacă mi-a plăcut. Uh, mi-a mi plăcut foarte mult Jack Nicholson, dar Jack Nicholson face parte din. știi, în capul meu că ca actorii sunt în, în, în două categorii. Actorii care se joacă în permanență pe ei. Jack Nicholson este un exemplu, Benin este un exemplu și actorii care joacă roluri. Jack Nicholson întotdeauna s-a jucat pe el. Uh, Avem memorie scurtă amândoi. 2016, Brigada Sinucigașilor, a.k.a. Suicide Squad, Jared Leto, Joker. Nu am înțeles. Ah, ok. Ah, da, știu, știu. Vai, ce film. Da, frumos colorat așa. Da, și cu domnișoara aia blondă, cum o nu Margot Robbie. A, pentru problemele mele cu lomboșeatica era mm. fix ce Da, altfel, jocul lui lui Acum Phoenix, băi, impecabil, impecabil, momentul ăla în care îl împușcă în cap pe realizatorul TV și toată emoția aia, E un actor bun, n-a fost niciodată un actor prost. E... Sunt anumiți actori care până acum nu au ratat niciun rol. Sincer, mie se pare că e într-un fel un surplus nemeritat pentru filmul ăsta. De trebuia cineva care să fie mai cam ca regizor, așa, mai, mai anostuț. În fine, dacă Hollywood o să o țină așa, probabil ușor, ușor o să o iau spre, spre, spre Est, o să o iau spre Orientul, îndepărtat o să o iau spre Bollywood. Curios ce se mai întâmplă acolo, pentru că aia este o industrie care nu știu de ce, dar cumva nu ajunge la noi, la noi au rămas alea clasice. Cu... Din câte știu eu, există vreo două programe de filme non-stop Bollywood. Eu nu mai am cablu prin 2003. Eu nu mai am televizor de ceva vreme. Dar totuși există am programele astea, există o piață pentru ele. Acum, simplu fapt că nu ajung decât pe două programe la televizor, mie îmi se pare, ah, e suficient. De, tot știu că am văzut varianta Matrix a lor. Voi ce, da, dar te uiți te la te... ele așa la miștocareală, te uiți ironic, nu sunt uh, nici uh, copioase, nici savuroase fără filtrul ăsta de ironie. Da. Au um, un tip de anvergură, avem gură. de anvergură a... ocazional, um, sunt uh, niște filme mai noi care într adevăr la efecte speciale pot să rivalizeze cu Hollywood. Nu? Uh, S-au dat și la noi la tifunele. Am văzut în piața mare din Cluj, în piața Unirii, pe un ecran gigantic, un de-al lor, uns cu toate uleiurile, efectiv ca să îi lucească mușchi. Eraș capul pe nou. Sărind în slow motion peste o cascadă. Ei, și l-am văzut, mi-am aprins o țigară, mi-am terminat țigara și el tot n-a aterizat. <laughs> Mă uitam la un documentar despre, mă rog, despre India și o explicație pentru succesul Bollywoodului era aceea că, mă rog, sunt un miliard acolo, biletele la cinema sunt foarte ieftine, cinematografele au aer condiționat, motiv pentru care dacă vrei să te răcorești, intri, plătești biletul, vezi un film și, și este o sumă imensă de bani. Este o sumă imensă de bani, dar este și... Noi când zicem Bollywood, nu-l nu nu înțelegem exact cum e el, pentru că ei sunt în mai multe, hai să spunem așa, etnii. Sunt mai multe limbi în India. Sunt mai multe caste și toate chestia asta se reflectă. Noi am putea să deosebim, probabil, un film cu buget mai mare de un film cu buget mai mic sau un film cu indieni care sunt mai maro față de un film cu indieni care sunt mai negri, pentru că e o diferență foarte mare de aspect între ei, dar nu înțelegem tot timpul care sunt mecanismele prin care funcționează pentru ei. Și pentru ei mecanismele sunt într-o zonă foarte mie se pare nasoală, de adorație totală și cumplită a eroilor și eroinelor din filme. Practic tot ce înseamnă monarhia absolută la puterea a zecea pentru niște actori și actrițe, care sunt dintr-o castă ca asta care trebuie, evident, și dintr-o dinastie de actor și actrițe Mi se pare că e ceva atât de urât și de falimentar și de... Dar societatea lor funcționează ca atare, așa că... Da, dar uh, la au nu a avut niciodată vreo pretenție de a schimba ceva în societatea lor. El reflectă perfect societatea aia uh, ca titluș, pentru că, hai să zicem, și un film indian care vrea să schimbe ceva, Exact uh, asta voiam să te întreb. Dacă uh, bollywood sau, mă rog, cinematografia indiană băi, a dat și un film drept de luat în serios. Uh, da, se numește Toilet și este despre Budă, despre toaleta <sus> din fundul curții, pe care foarte mulți indieni nu au pentru că el se pare murdar să aibă Budă în fundul curții și se duc și își fac nevoile pe marginea drumului. Gai a fost o campanie socială pentru a crește numărul de toalete în fundul curții, cu nou guvern indian naționalist care a pulsat niște bani pentru campania asta. Este un documentar. A rezultat un film ah, de okay. dragoste în care <laughs> cuplul nu poate funcționa pentru că tata socru nu vrea ca în curtea lui să aibă un veceu. În timp ce proaspăta mireasă și-ar dori foarte mult să nu se ușureze la marginea drumului. Înțeles. Societatea, e conflictul între conservatori și, și tânăra generație. Okay. Da. E, este un film absolut savuros și uh, nu, nu, se cântă în mod uh, extins. Asta mai lipsă. O, oh, doamne. Se cântă. Se cântă. Dar nu în mod extins. Incredibil, da, ok. Deci cum, hmm, cum putem să asta. noi să ne raportăm în vreun fel, deși na, nici noi nu avem o igienă rurală sclipitoare, dar cum putem să ne raportăm la o societate Bă, o, care are nevoie de, avem, de o comedie de dragoste ca să vândă ideea faptului că e ok să ai o budă în fundul curții. Să știi că în același documentar despre care îți vorbeam, am mai văzut cum au rezolvat în Bombay problema urinatului oriunde și oricum. Au vopsit, au vopsit cu clădirile cu, cu figuri sfinte. Deci lucrurile sunt atât de simple. Și ae. Deci, Poate ar trebui să încercăm și noi asta. Despre lumea asta vorbim. Da, niște, niște icoane în centru isteric. Asta e. De fapt, a fost una, a fost un, a fost un graffiti acolo de la o ștergere repede cu Sfântul Gheorghe. Dar oricum n-aveai cum că era la înălțimea și. Da. Cum funcționează lucrurile, de fapt, în India profundă? Băi, hai să vorbim un pic despre. Uh, constat că sunt niște trenduri în cinematografie. Spre exemplu, vreau să-mi aleg un selfie, da? Și, uh, ok, mă uit la oferta de seriale. Am văzut că se bate foarte mult moneda pe două lucruri. Pe, pe două lucruri. Uh, politicile progresiste, LGTB, și politicile de legalizare a marihuanei. Și astea sunt două trenduri care devin din ce în ce mai puternice prin aceea că apar din ce în ce mai multe filme care, care pun lucrurile astea pe tapet. Da, sunt destul de multe. Uite, eu ți-aș recomanda, sincer, cel mai bun produs care face asta în momentul de față este Bătrânul South Park, serialul animat. Doar că Bătrânul South Park își permite să mai dea și niște șuturi unor idei împinse foarte mult în față și să mai ofere și o perspectivă mai cinică, dar posibilă în viața reală pe niște subiecte tabu. E, acum, chestia cu serialele e la modul următor. Eu văd prea multe filme ca să pot să mă uit la un serial eu cu sufletul în păcat. Pentru că niciun serial din ce am văzut până acum nu putea să fie rezolvat în. Uh, nu. Hai să zicem altfel. Niciunul din serialele la care m-am uitat nu mi-a lăsat impresia că o treime din episoade nu sunt efectiv balast. Timp morți, personaje de care nu-mi pasă, lucruri care oricum n-au nicio relevanță pentru mine. Și spun asta uitându-mă la vreo 3-4 seriale pe an, nu mai mult. Uh, spun asta în contextul în care seriale care mi-au plăcut, m-am uitat la un sezon și nu sunt dispus să mă uit la al doilea sezon. E o chestie foarte discutabilă, dar sunt atât de multe. Încât poți tot timpul să-ți alegi ceva și din trendurile astea și din afara lor. Uh, poți să te duci spre ce se produce prin Europa sau poți foarte bine să te uiți la seriale, sunt seriale care sunt făcute și cred că sunt pe Netflix, o mare parte din ele sunt pe Netflix, de fapt, prin alte colțuri ale lumii, seriale indoneziene. Seriale din Filipine. Poți să te uiți la asta, cum sunt și filmele de groază din toate colțurile lumii. Dar ideea de trenduri și de cum ne poziționăm noi față de niște subiecte, mie mi se pare că, într-un fel, e bine că se bate monedă pe niște chestii, dar atunci când nu faci decât să bați monedă pe asta, nu prea... Ce faci? Uh, un serial pentru oamenii care deja sunt convinși că subiectul ăla e important și care vor să vadă subiectul ăla. Uh, cred că. Am văzut The Modern Family. The Modern Family este un serial american. O care comie... e deja foarte vechi. Este deja foarte vechi. Care. Ok, asta era bugetul, probabil, așa era scenariul. Are acest cuplu de gay. Asta m-a asta era o scenă care m-a amuzat maxim. Are acest cuplu de gay care masculi, da? care înfiaseră o fetiță din uh, Vietnam și mai era un singur loc, la grădinița aceea grădiniță, mm. da, în care ei au crezut că au toate șansele să, să pentru că sunt uh, conform politicii corectnessului și cu de, eterna definiție care îmi place mie foarte mult a apucat căcatul de partea lui curată au zis, n-au cum să ne refuze. Băi și le-au luat locul o, o lesbiană singură, cu copil. Și asta mi s-a părut o, o, o ironie la ironia. Adică am, am luat buget pentru a construi povestea cu ei și uite, le tragem și așa, un torso cumva. Mi s-a părut o cu el, Bandi din da, familia da, da. Bandi, nu? Mm -hmm, mm -hmm. Da? Da, mi s-a părut. Cred că am văzut și eu vreo trei episoade a fost, a fost drăguț, m am amuzat serialul. Pe de o parte, pe de altă parte, cum se numește serialul ăla cu, că scap acum, cu cei care cad cu avionul pe o insulă și sunt... La Lost. La Lost. Deci eu la Lost am avut curiozitatea să mă uit de la cap la coadă, Vai. pentru că în primul sezon apare un urs polar. Și am vrut să văd ce Dumnezeu este cu ursul ăla polar, despre care au uitat complet, au fost o, acea celebră greva scenariștilor, au uitat complet, la sezonul 3 au schimbat scenariștii, până la sfârșit nu s-a mai întâmplat nimic. nicio o noimă, nimic. Ia, uite, eu cu Lost mi-am dat seama că eu nu vreau să mă uit la seriale americane. Odată cu Lost. Pentru că Lost este scris pe genunchi între niște sesiuni de ce bagă ei la Hollywood. Uh, din nou are cu 16 sezoane în surplus față de subiectul filmului care ar fi putut să fie. Și efectiv după aia am zis nu la foarte multe chestii. Nu cred că ceva are nevoie de un număr atât de mare de episoade și de sezoane. Pentru că nu e ca și când te uita la Soprano sau la The Wire sau uh, la vreun SF, Apropo, vrei să ne înrocească și sf ul mai nou nu pentru ultimul Star Wars, cât pentru ultimul Star Trek. Oh, dar este o mizerie. Este o mizerie, am văzut și uh, Dar le dai așa o șansă, te uiți la un episod și după aia, na, eu, spre exemplu, m-am întors nici măcar la ăla care am crescut noi, la Next Generation. Eu m-am întors la ăla din anii 60, cu Captain Kirk, pentru că ăla e nexusul de tot ce putea să facă un serial SF gândit mai degrabă pentru fascinația cu spațiul cosmic decât pentru cum e la din anii 80-90 cu foarte multe chestii politice, foarte mișto făcut într-adevăr, dar parcă, parcă n-ai fascinația în fața spațiului cosmic. Uh, odată cu etatea, Devin mai, mai zgârcit cu, cu, cu timpul meu și uh, am grijă ca... Ok, astea sunt de somn, astea sunt de muncă, acum trebuie să mănânc, acum trebuie să-mi văd de responsabilitățile pe care le am. Am niște timp liber, vreau să găsesc un film. Și pic fix în această metehnă. Nu vreau să-mi pierd aiurea o oră jumate din viață, dar stau două ore să caut un film cu care să nu-mi pierd o oră jumate. La ce Dumnezeu? Aș putea să mă uit în perioada asta sărbătorilor și unde aș putea să găsesc niște filme care să nu fie chiar o pierdere de timp? Și te întreb pe tine în calitate de comisie de specialiști. Uh, S-au întâmplat niște chestii foarte mișto în ultimul an. Avem și noi două platforme românești noi. Pe de altă parte aveam deja niște opțiuni pentru că HBO GO este un produs care mie îmi place foarte mult, pentru că Netflix-ul în toată eternitatea aia haotică are câteva chestii bune, dar vorba ta cât faci zapping între ele ca să-ți dai seama ce ai putea și ce ai vrea să vezi. Eu aș zice că, uite, s-a lansat odată cu Tifu, Tifun Limited e o platformă de filme de artă. Filme care au fost la TIFF, filme care au fost aduse în distribuție în cinema și știm cu toții cum e distribuția de film de artă, două săptămâni dintre care de fapt sunt vreo 10 proiecții. Puse de dimineața la 6 sau seara la da. da. Nu, seara nu, nu-și permit să-și... <laughs> nu. Uh, dar TIF Unlimited mie mi se pare o soluție rezonabilă. Uh, există o platformă de documentar românesc pe care eu o recomand pentru că, uite, ne descurcăm foarte frumos la documentar și o selecție curatoriată de un festival și de un mod de a gândi documentarul care să dea prioritate unor filme bine făcute pe idei interesante. Uh, platforma DocuArt, docuart.ro, sunt foarte multe documentare românești și lungi și scurte și noi și vechi. Uh, hai să zicem și de cinepub, care nu e o platformă, e un mod de a prezenta frumos un canal de YouTube, dar e un canal de YouTube pe care sunt și scurmetraje și lungometraje, doar film românesc. Dacă ați ratat ceva se poate vedea acolo, dacă aveți curiozități, tot acolo. Uh, diferența fiind că docuartul este pe documentar, cinepub-ul este mai mult pe ficțiune, adică majoritar pe ficțiune. Um, ce ar mai fi? Nu știu, eu n-am avut niciodată o curiozitate sinceră să-mi fac conturi la tot ce a apărut. M-aș gândi Mubi, uite, dacă vrei niște filme la care chiar să ai ceva de gândit și de văzut, Mubi. Problema e că, în contextul în care o văd prea multe, mie să mi le lase două săptămâni pe platformă și trebuie să le văd... De în alea... de Mubi. Da, uh -huh. Mubi o schimbă filmele des, ceea ce pe de o parte e bine, pe de altă parte... Am ajuns în zona de moftangeală în care când chiar vreau să văd ceva pentru sufletul meu, să-l văd când am eu chef de, de filmul ăla. Um, Hulu nu știu cum se descurcă în România, n-am auzit pe nimeni entuziast, dar în toată zona asta e, e un moment interesant, pentru că Netflix-ul, care au pornit totul, au avut niște avantaje pe care încep să le piardă. Și prin avantaje mă refer și la filmele care le-au fost uh, închiriate drepturile de autor pentru un număr de ani. Uh, monstru absolut gigantic și monopolistic și scârbos numit Disney, care înseamnă și Marvel și tot ce înseamnă de fapt hollywood nechinezesc, uh, își lansează și ei. Disney-ul care a înglobat vreo 5 studiouri. Deci tot ce poți gândi că ar putea să fie undeva o să fie la Disney. Disney care ia înapoi niște titluri de la Netflix. E o competiție pe care eu cred că cel mai uh, onest poziționare o să o salveze. Pentru că, am zis, Mubi într-o zonă în care e clar pentru cine e. Uh, Tiff Unlimited, din nou, e clar pentru cine e. docuart e clar pentru cine e. Și dacă vrem mai mult decât eternitatea asta de Netflix, o să fie... Disney. Eu nu am o părere bună nici despre ideea asta de a pune tot, nici despre monopolul Disney care deja începe să au distrus deja pixar și Marvel-ul. E discutabil dacă merita mai mult decât Disney sau nu. Deci avem, avem unde. Eu știu că, nu știu cât mai suntem acum, suntem 17-18 milioane de români, nu? Cam pe acolo. Ce da, -am -am. pe acolo. Uh, știu că Netflix-ul uh, a avut un număr record de abonați în România. Din ce știi tu, celelalte platforme, cam cât la sută din... Hai să zicem, dacă Netflix-ul reprezintă 100%, nici nu știu exact numărul de abonați, celelalte platforme cam, ce, cam cât iau ele din piață. Adică, care este interesul publicului românesc și pentru... Vorbim exclusiv de statistic, de număr și pentru alte filme decât propunerile uh, mainstream ale Netflix-ului. Um, Netflix-ul are câteva chestii care nu sunt mainstream. Foarte puține, într-adevăr. Trebuie să le cauți. Um, a dominat piața. Nu știu dacă mai domină. Mie mi se pare foarte interesant că în timp ce toată lumea se plânge de vai piraterie și nu știu ce, Netflix-ul are numărul ăsta record de abonați. Se bate cap în cap cu toate discursurile fataliste și isterice, că vai pirateria ne strică nouă, piața, filmele și tot. Uh, Mi-ar plăcea să pot să-ți dau niște date, dar uite, spre exemplu, eu m-aș aștepta ca HBO Go să meargă bine. Pentru că, strict în raport de cantitate-calitate, mie mi se pare un echilibru mult mai frumos decât la Netflix. Adică ai mai puțin, dar sunt mai bune și individual și ca medie. Tiff Limited e de-abia lansat, nu știu cum se descurcă. Sper că se descurcă bine pentru că e o întrebare pe care mie mi-o pun foarte mulți prieteni. Băi, dar filmele aia, dacă e mai scris unde le mai găsim? E, uite că ai niște opțiuni care să fie și finuțe și nepiraterie și în final. fine. Am înțeles. Dar... Nu pot să-ți dau date. Nu, nu am datele astea. Probabil se centralizează undeva, deși uite, o chestie paradoxală, Netflix a început să cumpere film românesc. Am auzit, dar cumva era, să, și frumos, cum dar, era să investească. Nu poți să vezi câți spectatori au filmele alea românești. Nu, niciun film de pe Netflix de altfel, nu poți să vezi câți spectatori are. Nu poți să vezi încă o chestie din numărul de spectatori. Mie mi se pare foarte interesant și numărul de oameni care zic da ia mai dă-te la minutul 5 sau 15 sau 20. Deu. E o chestie despre care a început să se vorbească și se vorbește destul de așa cu mănuși, că nu e chiar un subiect ok să zici că... Da, la filmele noastre de căcat lumea nu se uită până la capăt. Dar e o discuție foarte interesantă despre cum cuantifici succesul unei platforme și despre cum cuantifici succesul unui film. Pentru că tu, ca spectator, nu poți să vezi, uite, filmul ăsta românesc, hai în sat să bem o bere, de care n-ai auzit niciodată. Ai un sinopsis, ai un trailer, da, te uiți și tu, uite, ia uite, 70.000 l-au văzut în ultima lună. Poate vreau și eu sau din cont, a, l-au văzut 70 șapte, 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 probabil e o borătură, nu Asta e o chestie pe care eu știu, mă rog, dacă ai un canal de YouTube, ce o dă cumva youtube îți spune cam câte minute din așa, sau, bine, ce, -o, ce -o dă hmm. ție, ca utilizator, nu e, nu e pentru o, o, publicul larg, e doar statistica ta, cât, cât uitat, câte minute s-au uitat din tot ce ai făcut tu acolo? Eu sunt foarte convins că și Netflix-ul <gătă> are instrumentul ăsta inclus. Da, bun, și oricum pot să, să zapezi prin filme. Bă, cred că mi-ar plăcea, nu mi-ar plăcea și așa mai departe. Uh, Dar interesant cum s-a ajuns la treaba asta, de la, de, cum am ajuns noi de la casetele video și la de la celebru VHS. și ce nebunie era cu VHS-ul la, la... Doar la un click distanță ai un film. Mi-mi place foarte mult treaba asta și cumva... Cred că diferența este că probabil acum te, te însingurează mai mult. Întotdeauna, unde era un video pe vremuri, se strângeau mai mulți, știi? Se plătea să se, se strângeau mai mulți. Acum da, ai ajuns în bucata asta de Asta de e altă discuție în care eu sunt destul de tranșant. Na, am o școală de critic de film, fac selecții de festivaluri, sunt filme pe care îmi doresc cu dispare să le văd la cinema, dar n-am să zic vreodată că filmele se văd la cinema. Îmi pare foarte rău. Nu, nu, filmele bune sunt la fel de bune și pe monitorul ăsta din fața mea și pune ecran de cinema. Sunt filme, într-adevăr, care pierd lucruri văzute pe un ecran mai mic. De exemplu, uite, a fost The Lighthouse, un film absolut minunat, care e într-un fel gândit pentru enormitatea aia de ecran. E gândit din cum sunt lucrurile în cadru, din ce vezi, din cum se mișcă. E absolut superb să vezi ceva pe e ecran. E și sunetul la Moluri, cel puțin, are un sunet foarte, destul de tare pentru gustul meu, dar nu sunet spune foarte bine. Cred că da. noi, românii, am uh, ajuns într-o zonă în care statul acasă înseamnă, de fapt, un uh, home movie system. Mai bun sau mai prost. Și că sunt filme pe care eu mă simt mult mai bine să le văd la mine pe canapea, deși nu sunt niște filme proaste. Și deși nu dau cu fast forward prin ele pentru simplu fapt că nu mă condiționează niște lucruri, cum ar fi uh, orele de proiecție de la mol. dă la mână gloata din jur, dacă vreau gloata, o gloată, mi aleg eu și nu să mănâncă popcorn. Uh, trei la mână mai e o chestie, sunt, uite, filme de trei ore. Mie mi se pare enormitate trei ore, e undeva între zona de, da, băi, ești artist, dar cine simțirea asta? Și practic un film de 3 ore la mine are o șansă în plus văzut acasă, cu o pauză de pipi, cafea, mail, jucat cu pisica, vorbi la telefon. Undergroundul cu Sturița are șase la varianta needitată, Dumnezeule. Tocmai de -a, Serial. Am fost acum la un festival de film și primul film pe care l-am, să zic așa, studiat, am luat un trailer de pe platformă, l zis, Ia să vedem cine e ăsta. Părea absolut superb. Mi-am luat și bilet când am ajuns la festival. 2 ore 45. De stat în scaun. De stat în scaun, da. Fiind festival, totuși nu puteai să ai obiecții nici la lumea din jur. Lumea nu mânca popcorn, dar 2 ore 45 de stat în scaun e... Odată cu etatea, cum ai zis tu, începe să devină o chestie discutabilă. Ultima oară când am fost la cinema și cumva a fost o pierdere de timp, a fost să văd Train Spotting 2. Și m-am dus undeva la 11 seara, ceva de genul. Doamne, ce, ce pierdere, nici ce prostie de film. După ce, bineînțeles, am crescut cu... Am fost contemporan cu primul film, cum m-a funcționat el, cum și-a depășit chiar condiția de film, cum a fost făcut într-un fel. Și acest al doilea, care... Pur și simplu are niște replici bune pe care trebuiau să le pun în film și contextul pe ca... în care l-au pus în film a fost atât de prost. Și am înțeles că vor să facă și serial. Nu știu dacă s-au mai apucat sau nu o să te și o să zic că nu mi-a plăcut nici primul. Și l-am văzut la vârsta aia mm. în cinema. E, e, o problemă pe care în Era general... un tip de statement, da. Era, era începutul deconstructivismului în cinematografie. Uh, nu, Exageriz. e o problemă pe care eu am și cu filmele care demonizează în extrem ce înseamnă droguri și de la marihuana în venă ajungi heroinoman și mor pe stradă. Și cu filmele care glamurizează toată chestia asta. Iar mie Trainspotting-ul mi s-a părut că nu face decât să efectiv urle cât de mișto sunt drogurile. Este care, din nou, e o perspectivă, eu parcă aș vrea ceva mai, mai finuț balansat. Ăsta și Rec Vien Fără Dream sunt extremele. Unul spune, ia uite cât de nasoale drogurile, ce pățești, cum sfârșești cu aia hmm? Și celălalt spune, mama, e super tare, super cool. Ăla în film care nu mi-a plăcut mie, Rick fără dream, adică l-am văzut odată a doua oră, deja mi s-a mult prea mult. Ok, muzica, Cronos, Varktet și așa mai departe, dar băi, nu, nu se poate atâta. Cumva am început să cau comediile, cred că ceva să mă relaxeze. Și uh, odată pentru că îmi dau o stare bună, doi la mână sunt foarte atent la jocul actorilor, mi se pare că a fi actor de comedie uh, presupune să ai, să ai, să ai un, un os în plus undeva. Să ai os de comedie, nu e puțin lucru. Și uh, descoper asta cumva și, și în cinematografia românească, cred că am văzut niște, niște comedii absolut fabuloase. Aoleo, care? A, o să revin la operațiunea Monstru, că eu am o fixație cu filmul ăla, dar bă, mi se pare o capodoperă, sincer, și nu prea văd, nu prea știu filme, ok, Poate, cu siguranță nu le am văzut pe toate, dar nu mi se pare că am văzut încă un film care să, să ajungă la, la nivelul ăla de, de acting. Spuneam despre operațiunea Monstru pentru că mi se pare o culme a comediei românești. Și uh, întrebarea mea este dacă se mai fac comedii la, la, la nivelul asta. De, 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 de scenariu, de acting. Nu, nu se mai fac comedii. De fapt, problema noastră este că noi nu prea facem comedii. Și când facem comedii, sunt niște lucruri sau fușărite. Uite cum e două lozuri care a avut destul de mulți spectatori după clasicul Caragiale, dar un film fușărit după părerea mea. Sau, uite, tu vorbești de varianta cu Birlic? Sau să... Nu, vorbesc de varianta de acum câțiva ani al lui Paul Negoescu, care a fost și în cinema, și a reușit să facă destul de mulți spectatori. Uh, sau ne ducem, uite, spre exemplu, ultima chestie românească care eu am considerat-o că îmi place că e umor, e riscată, e riscantă și m-am mirat să o văd fix la televizor, a fost un serial Media Pro triplu sec. Sau cum se numește Media Pro acum, nu mai știu. Uh, dar, în general, noi fugim de comedii și când facem comedii, uite, a fost un uh, film la care eu am râs foarte mult, o comedie de public, din aia fără niciun fel de pretenție, destul de grobiană, dar eficientă. Uh, numitul Pupo Mă. Cu Jojo, care este o documentaristă bătrână și cu asistenta ei mai tânără, care ajung la o stână și ciobanii fac un mișto complet despre cât de bătrână este Jojo. Nu pot să-mi imaginez pe Jojo bătrână, dar ok, trebuie să vă film. Da, deci uh, cred că e și pe Netflix. La un moment dat țin -mi minte că parcă apăruse pe Netflix. E un film care e în zona de grobianie, de public, e eficient. În rest, nu, noi avem sindromul ăsta de trebuie să facem film de artă. Și arta și comedia în agendele foarte multora nu se suprapun. Doi la mână. Nu e, cum ai zis tu, foarte greu să fii un actor bun de comedie. Este foarte greu să faci o comedie bună. Eu care sunt un consumator mediocru și absolut normal de filme, trebuie să recunosc, băi, m-am săturat de fatalismul ăsta, eternul fatalism al cinematografiei românești, în care în momentul în care ai terminat un film, băi, îți vine să când dracului. Ceea ce nu mi se pare cel mai sănătos lucru pe care poți să-l faci. Bă, din punct de vedere al cinematografiei exclusiv. Adică tot, tot timpul e nasol, tot timpul se întâmplă... Băi, lumea nu trăiește chiar rău, cel puțin în București. Înțelegi? Ai. Da, sunt însă mult mai multe chestii decât uh, fatalismul ăsta pe care îl avem și ca nație, să fim serioși. Nu, e, nu suntem o nație plină de optimism și de veselie. Dar pe lângă fatalismul ăsta care vine și din fondul nostru psihic național, uh, mai e și niște chestii care în termeni mai științifici se numesc autocolonialism. Când tu faci filme pentru niște festivaluri care sunt pe teme sociale. Practic tu vinzi străinilor imaginea despre tine pe care ei deja o au. Ăsta e un oarecare paradox și un șarpe cu coada în gură, pentru că nou val românesc când a început, a început cu Marfa și Banii, care nu poți să zici că este un film chiar fatalist, e chiar pe alocuri amuzant. Doar că de atunci ce s-a păstrat și ce s-a premiat în festivaluri și ce se face în draci, pentru că noi nu mai facem filme pentru publicul de la noi, noi le facem pentru festivaluri din afară. Ăsta e al paradox, dar la modul cel mai cinic așa funcționează. Ce s-a păstrat din toată chestia asta a fost o idee că, uite la noi cât de complicați și de săraci suntem în mizeria noastră. Publicul s-a săturat de asta de foarte mult timp, adică ai anul ăsta un film care într-adevăr e un thriller pentru public cu femei fatale, cu împușcături, cu mafie, cu whatever, gomera lui Porumboiu, care face, nu știu, vreo 30 ceva de mii de spectatori, în contextul în care e un film pe care dacă ai dat la televizor o să vă că trei sferturi din oameni asta și ar și s-ar uita la el. Dar s-a erodat fix încrederea în filmul românesc a marelui public și marele public o să zică din nou toată lumea că piraterie, că stai puțin, că Netflix, că nu știu ce. Dar nu poți să ai o industrie de film în care tu faci performanță în festivaluri în afară și în interior vinzi 1700 de bilete, 4900 de bilete, 7200 de bilete. E penibil. E super penibil. Cine este de vină pentru asta? Exclusiv publicul, că nu... Nu, publicul, din păcate, nu și aici o zic în calitate de critic de film cu care vechime și zero mofturi, dar publicul are întotdeauna dreptate. Deci când publicul tău deja nu mai dă două parale, nici măcar pe filmele care sunt, unul la mână accesibile și doi la mână destinate, ai o problemă foarte mare. Distribuitorii o să zică tot timpul da, dar nu avem săli. Păi, nu că nu avem săli se dă o lege și o sală din sălile lui va da film românesc și european. Nu e nicio tragedie. Dacă nu dai legea asta, molul fentează filmele românești. Și nu doar filmele românești, și filmele de artă, să fim serioși. Un film italianesc, chit că e comedie, chit că e cu mafioțeală, are foarte puține șanse să aibă niște locuri rezonabile în programul de mol. Un film franțuzesc, din nou, are foarte puține șanse și foarte nasoală situația asta pentru că de-abia acum am început, de bine de rău, să avem niște cinemateci. Și nu mă refer la sălile de la Eforie și de la Union care sunt acolo. Dar la niște moduri de a organiza tematic niște filme, la accesul la o parte din cinema care poți să-l ai evident fiind România 2019 de pe net, dar fi foarte drăguț să poți să dai un ban sau să intri gratis, dar să-l vezi într-un cinema. Și ăsta e un an în care eu cred că e anul inițiativelor de cinematecă. Adică m-am avut și eu ocazia de a face asta și o fac împreună cu Muzeul de Artă Recentă pe o tematică mie mi se pare foarte ofertantă, soluțiile estetice ale anilor 60, pentru că anii 60 erau cam ca acum, o răzmeliță din asta împotriva societății burgheze și a canonului și... Uh, tot flower power o se izbea de tot ce însemnau e, anii 50 și de aia, de aia, de aia. Dar soluțiile pe care le-au avut ei atunci și uh, ca scenariu și din punct de vedere al unei perspective artistice și din punct de vedere moral sunt mult mai interesante și mult mai cum să spun, accesibile și pentru rebelii tineri, dar și pentru oamenii care chiar vor să vadă un film cap coadă și să le placă indiferent dacă sunt de acord cu politica din spatele filmului sau nu. O, o să țin langa cu fatalismul românesc și întotdeauna m-am gândit măi, mie îmi place de ce trag clopotele mitică. Îmi place. Întotdeauna m-am întrebat băi, ce-ar -ar, ce înțelege un nemț din filmul ăsta? În afară de faptul că a omorât câinele ăla, vai cu ce nasol, știi? cred absolut nimic, dar absolut nimic. Cred că mai încolo de Belgrad nu se mai înțelege nimic din, din această capodoperă cinematografică românească. Uh, da, e o problemă, dar nu e o problemă atât de mare. Uite, spre exemplu, cum înțelege un străin un film românesc de-al nostru, pot să-ți exemplific cu moartea domnului Lăzărescu, care în film de spunam care moare. Nu moare la finalul filmului, dar e terminat. E dus între spitale, două ore 45. cinci. E, filmul ăsta a fost etichetat drept o comedie neagră. Americanii l-au considerat o comedie neagră. Apropo de percepție. Pe de altă parte, nici noi ți-am spus, nu cred că putem să înțelegem toate finețurile dintr-o zonă mai exotică. Am vorbit de India, știi, e cam aceeași situație. Și nu e atât de dramatic că din anumite filme de ale noastre nu înțelegi ca străin mare lucru. E mai dramatic faptul că nu ai niște produse de export care să fie variate. Noi avem standardul de festival din care foarte puțin ies și nu avem niciun standard pentru ce înseamnă filmul de public. Există eterna problemă și a, a fondurilor? Adică eu observ că filme apar. Apar tot soiul de filme românești, se întâmplă tot soiul de lucruri. La... Problema fondurilor... Cum să spun, într-o societate capitalistă, regizorul românesc este foarte cocolășit. Producătorul românesc este cocolășit. Filmul tău pe care statul îți dă teoretic o parte din buget, care poate să fie 70.000 de dolari sau 120.000 de dolari, uh, nu este sancționat în niciun fel, apropo, de câți oameni din România îl văd. El primește niște prime dacă au mers în nu știu ce festivaluri. Tot scandalul de la CNC de anul ăsta e alt foc de paie pe același sistem pe care, de fapt, dacă cineva vrea să-l reformeze, să-l reformeze odată. Dar în fiecare an, unii nu iau finanțare și se face mare scandal. Că vai, hai să-ți explic o chestie fabuloasă. Toată lumea s-a super ofensat că din notele de lectură, pe baza scenariilor, și scenariul îți dă, practic punctaj, o mare parte din punctaj pentru proiect și de acolo vin banii. Ei, deci, pe baza notelor de lectură, foarte mulți oameni s-au super ofensat că aceia din Comisia de Evaluare de la ultimul concurs ce nu le-au citit scenariile. Uh, Dar eu știu că asta e o eternă problemă de ani de zile, că nici măcar nu răsfăiesc. Uh, în primul rând, da, asta e o problemă de foarte mult timp. În al doilea rând, nu ai o cantitate manevrabilă de scenarii per cap de om. Ai de citit într-o lună 40 de scenarii de lungmetraj. Nu aș dori nici dușmanilor mei să ajungă în situația asta. 40 de scenarii de lungmetraj de citit într-un interval care e o lună, o lună și un pic. Fizic este undeva între zona de aproape imposibil și foarte chinuitor. În povestea cineva de, de festival, este un festival de documentare la Greci, unul din cel mai mare din Europa de Est, unde am înțeles că sunt în total vreo șase oameni care trebuie să uite la, într-un timp record la vreo șase 600, de documentare. Ceea ce mi se pare... N-ai timp fizic să o faci, pur și simplu. Și cred că dacă nu, nu trece foarte repede peste sinopsisul ăla cât să-i se pare interesant și scroll, 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 nu se întâmplă nimic. Fast forward, sorry. Uh, S-a democratizat foarte mult înscrierea în scrierea în festival, Uite, eu lucrez la vreo 5. Și numărul de filme pe care le înscriu oameni este mare și nu le înscriu în sensul în care cineva completează un formular. Se pune filmul online, este o platformă, se numește Film Freeway, iar festivaluri destul de mici, cum e festivalul de film de la Buzău sau Dracula, care e un festival mic, au câteva mii, 2000, 3000, 4000 de filme înscrise luni și scurte. Acum, nici tifu nu are o echipă enorm de mare de selecție. Suntem totuși, cred că vreo 10 oameni. Care trebuie să vedeți câte filme? O, oh, tifu funcționează puțin într-o ligă mai mare și filmele sunt mai puține. Uh, 70 de căciula? 50 de căciula? În cât timp? 40 de căciula. Eh, asta este mult mai uh, ok pentru că, fiind mai mulți și fiind lucrurile mai clare, totuși ajungem la ETIA 18. -a. Uh, suntem organizați mai bine. Practic au început deja vizionările pentru TIF Dar Eu... în alte contexte tu ai o platformă în care tot curc filme, un număr de trei oameni sau patru oameni și niște decizii de luat. Evident, sunt filme pe care nu o să le iei, pentru că sunt filme care au două minute și sunt înscrise drept uh, lungmetraje. Sunt uh, jumătate din India și jumate din Iran. Fac filme de astea, de două minute, de trei minute, de patru minute. Sunt câteva sute din India și câteva sute din Iran. La orice festival lucrez eu în scris. Știu că îți urmăresc postările pe Facebook și din când în când a, ai acea, acel hashtag decât un simno sinopsis în care vezi niște chestii de-ți de cade cap. Adică nu, 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 nu poți să... să... Mintea mea nu, nu poate să-și să imagineze că o altă minte de pe planeta asta a putut să să o spun pe bune, să cace o, o, o asemenea tâmpenie. Și gândește-te că nu sunt scurmetrage înscrise în festivaluri de Iran și India. Sunt lungmetraje, da, sunt lungmetrage, care au parte de o oarecare distribuție și de o calitate a postproducției. Adică sunt filme pe care le găsești pe IMDB. Sinopsisul ăla, dacă îi dai un search, ajungi la film. Nu e nicio mare filozofie. Dar simplu fapt că ajungi într-un punct în care te întrebi ce la ce dracu vor oamenii ăștia? Cum le-a venit care ideea e asta? Care propunerea lor, da. Uh, mie se pare că acolo este, de fapt, fascinația sinceră și pentru cine Și dă banii pentru... Da, da e una din chestii. cinema și noi îl consumăm, dar nu îl intelectualizăm așa. Cinemau e despre o chestie fascinantă, despre lucruri care nu ți se întâmplă ție. Cinemau e în multe feluri, dar e o chestie care, băi, ți, ți-a ochii, ți-a ți mințile, te gândești, uite cum te-ai gândit tu la mine de chestii despre joker, da. Așa funcționează cinemau, pe niște chestii care șansele să ți se întâmple ție sau să te întâlnești cu ele sunt minime. Da, e și documentar. Da, avem un registru de cinema realist. Pe de altă parte, noi românii, apropo de fatalism și de așa, noi am mers doar pe realism și pe aspectul ăsta de documentar. Și uite că totuși ai generații întregi care vor altceva și ai generații întregi care... Nici măcar nu merg la cinema. Tocmai de-aia pe mine mă bucură o chestie foarte meschină, dar foarte politică din punctul meu de vedere. Ăștia de la Five Gang au primit bani să fac un film. Și l-au făcut. Nu știu cum o să fie filmul, apare în decembrie. Acum pe 27 de Am foarte, foarte puține așteptări, eu ca spectator de la el, dar mi se pare foarte interesant pentru că o să aducă în cinema publicul lor tot ce înseamnă puștime de la, nu știu, 11, 12 până pe la 17 ani, care dacă văd, văd doar marvel sau nici alea nu le văd la cinema. Segmentul ăsta de piață este un segment fascinant în toată lumea. Adică YouTube-ul, de pildă, este plin de niște, așa zis, vlogări de care eu personal n-am auzit în viața mea sau la care nu m-aș uita. E unul care își lua de sân iubita și avea mii, nu mii, milioane de, de, accesări. Bă, ok. că adică bănuiesc că stai publicul și e, 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 cu tot o altă, e cu tot o altă piață acolo. E altă piață, dar e o piață pe care oamenii ăștia, vlogger, blogger, ce-or fi ei, o au la dești mic, și că nu prea vine la cinema. Și toate încercările noastre, apropo de comedie, inclusiv selfie-urile care erau niște blături, dar mai ales ăsta nou cu ora mona, sunt niște produse gândite pentru Pe publicul ăsta, Pe pentru Pe un attention span mai mic, mm -hmm. pentru mult mai puțină dramă, pentru un umor mai tăios, pentru... Eu aș zice că e bine că se într-un final și-a dat și România seama că există și oamenii ăștia și că ei de fapt au niște bani și niște idoli și niște interese, cum ar fi coțcăitul ca na. E adică sunt filme care nu au fost gândite uh, ca filme de artă și peste, uh, pentru festivaluri, ceea ce uh, e da. destul de sănătos, da. Da, Absolut e destul de, de sănătos. Anul trecut a fost un moment foarte dubios în care campionii noștri la numărul de spectatori au fost Moromeții 2. Okay. Da. O 200 de mii plus. Și Oramona, 200 de mii plus. Am înțeles, asta a fost topul de, de spectatori. Da, restul au fost mult, 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 mult mai jos. Dar simplu fapt că astea două filme, unul care vine din tot ce e îmbâxit și pășunist și din ceva pe care s-a bătut atâta monedă în timpul comunismului, țăranul român cu ochii lui mari și capul lui deștept. Și celălalt care e o coțcăială la mișto, au adus ați oameni în sală. Mie se pare neașteptat. Nu știu dacă e un semnal bun, dar mi-aș dori ca oricum ar fi filmele astea cu cei mai mulți spectatori din fiecare an, să putem ca în fiecare an să avem măcar două filme care depășesc a fost o surpriză pentru de tine. De adică, eu cred că filmele de genul selfie nu e neapărat o surpriză că aduc foarte multă lume. Însă, cel cu moromeții, nu știu ce să zic. Păi tocmai de-aia o surpriză și e bine că sunt oameni care n-au mai fost la cinema de 10 ani, de 20 de ani. N-am apucat să vă moromeți și niciun selfie, mm -hmm. însă cine l-a văzut, un foarte bun prieten de-al meu, mi-a spus că are două marme tehne. Acel alb-negru, pe care l-am văzut și în trailer, sunt de acord cu el, este mult prea curat și nefiresc de curat, plus că acolo, în, în zona aia țării, nu se vorbește atât de stricat românește n-am nici mai vagă idee cum se vorbește românește. În Bănuiesc că suntem uh, în uh, unde? În Oltenia. În Oltenia, în inima Oltenia. Nu? n N-am aceste cunoștințe lingvistice, dar e din nou un film care are meritul ăsta. De ai aminte că poți să aduci oameni în sală și pe niște subiecte care nu par a fi nici cele mai uh, la îndemână, nici cele mai prizate de public. Merge în contra direcției care este super cercetată și chiar așa funcționează lucrurile, că tineretul umple molurile la film. Ești în lumea asta a filmului și există celebra facultate un ATC, care dă anual un număr, am înțeles, mult mai mare de actori decât poate să ducă cinematografia și teatrele românești. Și dă și un, un, un număr bănuiesc destul de mare de regizori. Plus, plus celelalte ramuri. Uh, câtă, uh, nu vreau să sune sofisticat întrebarea asta, dar fix așa îmi vine în cap acum, câtă speranță a, ai în tinerile generații care ies de acolo în ceea ce privește cinematografia românească? Dacă mă întreb pe mine la ce mă aștept de la ei, uite, sunt unii care deja au ieșit de acolo de ceva timp, de vreo 5-6 ani, și au ieșit cu niște scurmetraje super bine făcute și super uh, să spun așa, deși unele sunt făcute și de gagici. Și cu... ce nu pot fi cu... Da. Cu o perspectivă foarte proaspătă și foarte personală. Dar cu un subiect perfect accesibil, care nu au făcut mare art, au făcut niște filme foarte mișto pe care oricui, oricui le arăta. Uh, ai o reacție pozitivă. Uh, în ultimii 5 ani însă lucrurile s-au stricat. Dacă mă întreb pe mine pe output și pe ce am văzut, în ultimii 5 ani se încearcă niște chestii la Cluj. Mie mi se pare foarte interesant că finalmente ai vreo 2-3 oameni scoși de școala de film din Cluj uh, care sunt în Liga Mare. În Liga Mare au scos niște scurmetraje foarte bune. Iar toată generația de care zic eu că au fost și curajoși, și tu pe iști, n-au apucat încă să debuteze în lungmetraj. Eu aștept momentul ăsta pentru că am niște speranțe. De ce zici că s-a stricat în ultimii 5 ani? Ce s-a stricat, de fapt? Ce s-a stricat? S-a stricat. Efectiv output de filme. Când la finalul unui an vin filmele pentru Gopo, scurtmetrajele sau când treci prin câteva festivaluri și vezi scurtmetrajele făcute, um, vezi o oarecare blegeală și foarte, foarte, foarte multe pretenții artisticoide pe subiecte uh, sociale. E nou mod de a gândi lucrurile progresist-o-comunist care nu tolerează niciun alt fel de părere decât subiectul este atât de important. Practic au renunțat la tot ce făcea dintr-un film ceva mișto și recomandabil unor oameni ca să facă niște filme pe niște subiecte sociale în general care lor îi se par foarte importante uh, dar pe care uite e și o chestie, eu niciodată nu aștept un cum să spun, o perspectivă genială asupra unei probleme de la un puș sau de la o puștoaică care e în facultatea de film da, poate să aibă foarte mult talent și poate să iasă foarte mișto, dar nu poți să aștepți de la ei să înțeleagă niște lucruri. Tocmai de aia jumătate din filme erau și în continuare sunt mari drame amoroase, scrise prost și jucate mizerabil. Um, subiecte care, uite, e o chestie că mie îmi place foarte mult la Buzău, avem foarte multe filme turcești înscrise. Și tinerii turci sunt cam ca tinerii români. Ei știu care este agenda persoane sărace sau persoane care suferă de autism. E, mie am vrut la un moment dat să Stângismul iau niște filme. În da. Am vrut să iau niște filme și să fac o colecție a secvențelor de autism, pentru că autismul se manifestă în diverse feluri care pare a fi mai degrabă spasmofilie, epilepsie, sindromul Tourette, acea foarte multe chestii care, tehnic vorbind, nu sunt în spectrul, oricât de larg ai vrea să zici de autism, dar este o călărea unor subiecte. Care atunci când subiectul ți este străin și îl călărești doar pentru că vrei ca filmul tău să fie selectat în trei festivaluri sau să iei un premiu pentru inclusivitate, se vede și miroase urât, în general. Am niște prieteni de o vârstă cu mine care... E important că spun de o vârstă cu mine că probabil lucrurile s-au mai schimbat între timp care sunt absolvenți de conservator și care mi-au mi explicat foarte clar că ei nu se mai ocupă de muzică, deși asta și-au dorit să facă, pentru că școala aia pur și simplu le-a distrus orice pasiune de a mai pune mâna pe un instrument. Și voiam să te întreb dacă și un ATC-ul suferă de această metehnă în ultimii 5 ani. Uh, de ceva a suferit de niște chestii foarte urâte. Dar știu că ultimii, au fost niște scandaluri de 40 da. de ani, 50 de ani. N-a fost niciodată cea mai bună școală de film din Europa cum se pretind ei, n-a fost niciodată un loc în care profesorii să fie responsabili sau măcar să aibă un minim bun simț față de elevi, n-a fost niciodată un loc în care să poți să dezbați niște idei ca student. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă este că această progresivitate adusă pentru că nu e așa toată lumea, doar asta face, nu s-a izbit de nimic din care să ricoșeze interesant. Practic, ei sunt progresiști, dar nu prea știu exact despre ce să progresiști, tot este foarte politic. O perspectivă că, băi, dar stai puțin că noi vorbim acum de regizor femei, de nu știu ce, sunt vreo șapte tipe care au făcut filme impecabile în ultimii 10 ani, de la care eu încă aștept un lung metraj. Debuturile unor tipe în lung metraj din ultima vreme m au lăsat de dorit. Uite, de bine de rău avem pe Ivan Amladenovici, care e un import sârbesc și una din cele mai interesante regizoare. Ea a făcut documentar, a făcut lung a făcut acum un film, un amestec foarte mișto între autoficțiune, documentar și ficțiune. Dar, na, lumea laudă filme pentru că sunt făcute de gagici, nu pentru că sunt filme mișto făcute de gagici. Nu am înțeles, este noul feminism. Ok. A, a, și pui asta peste niște oameni care sunt ne copți. Și nu doar la noi, peste tot regizorii tineri o să meargă pe o agenda, o să se bage în lucruri pe care nu le cunosc, o să vrea atenție pentru niște chestii. Ce -a venit? Spune că, că, dați foarte multe filme turcești la, 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 la festivalul de la Buzău. Buzzfest Da. Uh, ce vine interesant de la Turciu, Eu îl știu doar pe celebrul regizor Fatih uh, zim Fatih Akin, care Fatih Akin. e mai degrabă neamț și că a făcut un film absolut superb anul ăsta, The Golden Glove, Mănușa de Aur, dacă ai șansa vezi-l, este un film de groază absolut splendid pe care l-a urât toată lumea pentru că ei au crezut că este un film cu tematică socială, dar nu e un film de groază zdrelitor. Am văzut am văzut despre, cu el celebrul documentar uh... Cu crossing sunet, the Bridge. Crossing the Bridge cu hache de la uh, Insturțăn de noi, Bowton, și am mai văzut uh, povestea de amor dintre cei doi uh, uh, Head on. Head on, da. e, Asta este cu totul altceva. Uite, Turcia are o chestie că mie îmi place enorm de mult. Are o școală de cinematografie. Ei filmează foarte frumos. E o grijă pentru estetic impecabilă. Din păcate, sunt o societate care a fost musulmană tot timpul și acum de când cu islamizarea și cu Erdogan. S-au dus într-un mediu foarte safe, ai povești de dragoste în care el se uită după ea în timp ce plimbă vaca, am văzut vreo 5 filme pe subiectul ăsta anul trecut, fix plimbat vaca, unul cred că avea un măgar sau un alt animal. Uh, ai uh, relații de familie tensionate între generația părinților și generația tânără, dar totul e frumos filmat, cum sunt și telenovele turcești, că sunt filmate foarte bine, să fim onești. Uh, dar, um, fără a avea o mare îndrăzneală nici politică, nici erotică, e mm, mm, o zână așa călduță cât să nu se trezească că ajung la pușcărie. Uh, Știi de ce te întreb? Mie cumva mi se pare că în uh, foarte multe din, hai să zicem, filmele ultimilor 10 ani, s-a pierdut ceea ce se numește cinematografia, s-a scos cinematografia din film. Îmi place de pildă foarte mult, ca să, să, să sublinez exact ce vreau să spun, cum începe Tarantino cu Inglorious Bastards, cu cearșafurile alea care se întindeau frumos până să vină naziștii și să se întâmple groaznic acolo. Era totul foarte paradisiac, cu paradisiacul ăsta pe care cred că îl mai vezi în foarte multe cadre în filmele lui Custurița. O chestie foarte plăcută ochiului și care chiar merită la cinema, pe de o parte. Pe de altă parte, a, revin la Netflix, m-am uitat la, a, am înțeles că este top la, la accesări totuși, De The Dirt, povestea despre Matlicru, este o prostie de film de la cap la coadă, care începe povestea de undeva și o termină undeva unde nu se termină trupa și care nu are nimic altceva decât o simplă istoriseală a unor povești. Nu mai are, dacă vrei, filigranul Velvet Goldmine. Aia e anii 90, e altceva și nici uh, Todd Haynes n-a făcut ceva la fel de bun de atunci încolo. Uh, vreau să-ți spun ceva. Ultimul film al lui Iona Sackerland. Clipar, Responsabil pentru ultimele chestii bune ale Madonei de acum vreo 10 ani, care a făcut un film despre sataniștii norvegieni care dădeau foc la biserici. Da? Buruzum, este un film absolut minunat, da. Este documentar? Nu. Ok, că am văzut un documentar despre și no, de e un film artistic. A, acolo au fost niște probleme. Lords of Chaos. Lords of Chaos. E din chiar 2018. Ok. Uh, nu știu, n-am avut atâta contact cu realitatea celor întâmplate, adică nu știu cât a pus de la el, dar e un film de ficțiune. Uh, înțeleg că jumătate cel puțin este pe bune. Și uh, oferă fix ce vrei tu O perspectivă de asta de cine m-a mai îngrijit Mai bibilit, mai tupeist Despre niște puști Care într-un fel dintr-o băiețeală De asta provocare continuă Ajung să facă chestii de-astea mai lumea că ei nu prea înțeleg ce fac deci, ceea ce nu, da Ceea ce nu mi se pare Că e o perspectivă greșită Pentru că, na uh, Dar e un film mișto Din zona asta am înțeles. Încă are acel factor. Tu spui acum, practic, are filmul ăla incorporează cinematografia în lor 90 sau? Uh, da, da. Și doi la mine uite, și eu vreau de multe ori ca filmele să arate mult mai bine și să curgă altfel și mă duc în spate, în arhive, nu, nu caut tot timpul cele mai Gigi -a filmate filmele. filme. Le găsesc, într-adevăr, că îmi plac enorm de mult, dar le caut pe astea din anul acesta. Ajung la ele accidental, pe unele le urmăresc, uite, spre exemplu, dacă vrei lucruri care să arate frumos și cel mai art house, dar trebuie să te aștepți că scenariul este mai puțin decât filmul tot timpul, eu recomand cu căldură Mexicul, America Latină. E una din cinematografiile care se mișcă foarte bine. Brazilia a început deja să fie foarte plimbată prin festivaluri. Um, Era un loc în care lumea funcționează foarte uh, visceral Și cu tot o altă paradigmă de cum funcționează oamenii aici Și uh, chiar sunt curios ce Dumnezeu vine de acolo cinematografic Ei, Uite, am avut și în Săli În septembrie a fost Carlos Regadas Care e unul din cei mai uh, talentați regizori din Mexic Cu Our Time, Nuestro Tiempo um, Au mai fost câteva filme prin festivaluri și cred că din America Latina e o selecție destul de bună pe Tiffany Limited, dacă nu mă înșel. Ultima oară când m-am uitat a fost acum vreo lună jumate și știu că și ei mai schimbă filmele. Uh, dar e un cinema viu, eu îl, îl recomand tot timpul ca uh, Cineau de artă care nu a căzut în toate capcanele astea penibile în care a căzut cinema european de artă. În afară de telenovelele celebre, mai știm de acolo, știm de Sidate de Deus. Da, în Brazilia. Da. La de elite. E tot ce știu de acolo. E o zonă care merită explorată. Am Pentru înțeles. că, din nou, lucrează foarte bine pe imagine, realitatea lor e atât de diferită, și modul lor de a face, să spunem, film istoric e radical diferit. Ai niște lucruri pe care le recunoști și ai niște moduri de a pune pe film niște probleme cu care nu ești atât de familiarizat, adică măcar pentru modul ăsta de a vedea altfel și de a construi altfel un film, fără să fie ultra-obscure și abstracte și fără să fie ca filmele grecești unde totul e o metaforă. Da, și asta este o metaforă a eternelor metafore și știi cum e? Presupunem că te-ai dus la cinema și începi să stai în scaun acolo, mă, în momentul în care ți-a zburat gândul în altă parte. E un film prost. Pur și simplu. Uh, de, 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 nu au reușit să aibă cărligul ăla de la, de la o scenă la alta, încât să, 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 să te ținem în continuare în poveste. Bă, aici să te radical. Uh, e un mod de a articula subiectul, ca tu să stai acolo și ca informația să curgă dintr-o secvență în alta și să nu-ți gândurile, care e foarte clasic și foarte american nu e nimic în regulă cu el, dar nu e singurul mod de a face film. În momentul ăsta, că la un moment dat m întrebat care e trendul, trendul e de film dezarticulat, sunt niște chestii care par a venit din, din, din literatură. Ai un subiect, ai niște personaje care sunt protagoniști, ai niște secvențe, niște cadre, niște chestii care nu cadrează cu nimic. Pentru că omul ăla care a făcut filmul s-a gândit că, nu vrea el să le filmeze, doi la mână îți dau un surplus de. Și e ce foarte interesant, pentru că în special pe America Latină se, aplic se aplică, e un surplus de înțelegere. E un moment în care, fiind obligat să contempli ceva din care nu ai informație factuală de digerat, înțelegi puțin mai bine lucrurile. Uite, în Our Time al lui Ray Gadas, uh, e o poveste destul de simplă. El și nevastu au o relație destul de deschisă până când asta se cam îndrăgostește de unul informația în filmul ăsta are niște găuri, niște sincope, niște peisaje, dar niște peisaje de alea de fermă din Mexic cu lumina la Golden Hour. Deci tu spui că găsești în filmele astea niște cadre care aparent nu au nicio legătură și par complet puse de ampulea, așa, și care la un moment dat ele de fapt subliniază foarte bine povestea. Da, îți spun practic că s-a trecut din narativul și din narațiunea de scenariu ca o coloană vertebrală prezentată cu imagini care ilustrează exact ce se întâmplă pe dialog, la un alt mod de a pune niște informații și niște artistică reală, poți să-i spui dacă vrei să fim negativi, dar finalmente filmul are mai multă forță pentru că se întâmplă lucrurile astea. E o, un moment în care ești invitat să îți iei o pauză de contemplat ce se întâmplă de văzut ceva, nu de înțeles mecanismul narrativ al filmului. Poate să fie enervant. Majoritatea oamenilor consideră astea burți. E, mie se par mult mai puțin nocive decât burțile narrative cu personaje care sunt puse acolo ca să se mai întâmple ceva și să aibă credibilitate mai mare în scenariu șchiop. Unul din ce consider eu în calitatea mea de nespecialist cei mai mari impostori în cinematografie este onorabilul David Lynch. Și m-am uitat cu foarte multă atenție la, la Twin Peaks și m-am uitat la Twin Peaks-urile din 90. Băi, la un moment dat este un cadru în care intră Agent Cooper în, în barul în cărciuma din mm. Twin Peaks, unde toți bărbații stăteau într-un fel picior peste picior și e camera pusă de-a lungul barului așa și își schimbă poziția. Deci bă, ce-o fi vrut să spun artistul? Băi, absolut nimic. Pur și simplu era pus, Aruncat acolo, și probabil că asta au fi trendul de, pe care îl spui tu dacă acum. Nu, e, e ceva radical diferit. Uh, eu îl iubesc pe David Lynch, iubesc aproape tot ce a făcut mai puțin Mulholland Drive. Uh, iar problema fundamentală a lui Lynch este că Lynch o să spună că. Da, asta e. Și au schimbat pe și -aia. De ce, De ce vrei să însemne ceva? Când a apărut Mulholland Drive. Au apărut enorm de multe explicații despre cum funcționează de fapt logica în filmul ăla și că ai o cheie de lectură care de fapt veioza nu știu care și să te uiți și așa. Uh, Lynch face meditație transcendentală, ceea ce nu știu dacă e accesibil unor oameni uh, ca noi, uh, dar motivările lui de acolo vin și întrebat fix despre cum lecturăm Mulholland Drive și faza cu lampa și așa, și a spus nu, nu. Nu, nu e nicio cheie de lector. Adică la aia, poți să ți la ea cât vrei, dar nu. Eu n-am pus acolo ca să te uiți la și să-ți dai seama că nu știu ce. O să mă fac de râs, pentru că mm. sunt dita omul. Mm. Și am văzut singur într-o noapte mult Holland Drive acasă. Și când am făcut fata aia, silențiu, silențiu. Eu trebuia să mă duc la toaletă pentru că făceam pe mine și n-am avut curaj să mă duc. Era întuneric, era <laughs> doar monitorul. Nu am avut curaj să mă duc. Am stat încă 10 minute, mi-am prins curaj m-am dus. Deci, și <laughs> mi s-a întâmplat, a fost destul de amuzant să fiu la un prieten să joc un joc, să jucăm un joc să ne vedem de cu tot alte treburi iar un altul să se uite la un David Lynch separat, băi, deci jur că după o oră nu mai suportam tot sound-ul ăla era cumplit și are, are fix acest talent de a, de a băga foarte mult sound care să-ți bage frica noastră pur și simplu Da, e vorba de frică, și eu am sărit în scaun de vreo două ori, cred că din Mulholland Drive mi s-a părut mult mai dubios omul care apare în spatele dinerului. Omul negru despre care îi vorbesc și el apare. Aia mi s-a părut una cele mai eficiente chestiuni. Dar Lynch, Lynch e într-o zonă a lui, știi, și niciodată nu cred că e fair să cer de la un film să fie articulat cum ai vrea tu să fie articulat. Spre exemplu, uite, sunt subiecte care pe mine mă umplu de furie. Am văzut un film absolut superb, dar care mă umplu de furie. Uh, se numește și e făcut de Fabrice Duvels, care e un belgian și a făcut niște horror foarte bune. Și o poste de dragoste, între un puș cam tâmp și o puștaică care este efectiv dementă. Nimic îngrijorător. Nu, nimic îngrijorător. Se întâmplă niște lucruri foarte nasale, evident. Uh, dar între faptul că pe mine m-a umplut de ură subiectul și faptul că e toxic ce li se întâmplă lor și faptul că filmul e foarte bine făcut e are oarecare distanță. Eu niciodată n-aș putea să reproșez unui film ca ăsta că nu se termină cu cineva zdrelindu-i ei capa, capul cu un bușten. Pentru că eu am vrut să-i se întâmple asta la minutul 20 când s-a terminat filmul la ora 48. Nu pățiți asta, dar asta nu face filmul prost. E... De obicei suntem obișnuiți ca lucrurile să termine într-un fel sau să curgă într-un fel. Și suntem obișnuiți nu din viața noastră, cât din tot cinemaul care majoritatea filmelor și serialelor de altfel... Lumea se punea în regulă la final, da, cumva. Da. Cum ar fi să nu, să nu așteptăm asta? Eu cred că e un câștig pentru noi. Nu zic că nu trebuie să te enervezi când te enervează ceva, doamne ferește, eu în continuare am autor de cinema pe care trec pe partea cealaltă a străzii, exemplu Tarkovski, un fotograf de geniu ieșuat în cinema. A, asta era un subiect cu Tarkovski Dar ajungem și la el a, Altceva voiam să spun am, am greșit pentru că am uitat pur și simplu că am, am, Când am spus că am ultimul film Pe care l-am văzut la cinema a fost uh, Trainspotting, nu, a fost Climax Al Gașpar Noe Mi-am jurat, sincer Mi-am jurat că este ultimul film Pe care l-am văzut al acestui individ Eu l-aș mai vedea odată Măi, nu mai pot. Deci este o, de o violență cumplită uh, și asta și... Este o comedie superbă. Este o comedie absolut superbă. Eu am râs trei de film. Băi, n-am reușit. Mai nu se ia a, în serios nu, nicio cred secundă. Cred că, cred că îmi e... urât ceva, da, nu. Și asta e am... chestia. Violență e, da, e violență. Și irreversibil, am văzut. Doamne, nu mai... Nu. La, la irreversibil, da, acolo, nu acolo mai putem pot. să spunem că e... niciunul nu l-aș vedea de oare. L-am văzut la cinema, l-am văzut la un festival de film francez, avea reputația că gonise din sală jumătate din oameni la proiecția de la Can și gonise în primele minute, nu când se ajungea la violul din gang. Uh, dar, din nou, e o chestie de percepție. o mă bucur nouă că l-am putut vedea într-o cinema. Da, când se întoarce camera cu fundul în sus și nu se mai termină secvența, aia, este o nesimțire cumplită, dar uh, merită. Cred că mi-e dor de John Wayne și Clint Eastwood, <laughs> clasic. Pe Clint Eastwood tot face filme, are, nu știu câți ani are, probabil 115, și uh, ultimele lui trei filme nu le-am mai văzut eu. Și nu l am mai văzut eu pentru că am citit sinopsisul și e foarte ok. La clientistul mi îmi place. El e onest. Dacă te interesează sinopsisul, te interesează și filmul. Dacă nu, nu. E genul ăla de regizor pe care efectiv poți să să-ți dai seama că vrei să vezi un film sau nu în funcție de sinopsis. Și ultimele trei nu mă. clasice Nu, nu m-am da. mișcat. Da, nu? Deși da. este unul din regizorii clasici care în continuare mi se pare că ar merita mai multă stimă decât primește. În anii 90, când eram cumva mai proaspăt să spun, <coughs> știu că m-am uitat la aproape, cred că aproape toate filmele lui Tarkovski, <coughs> cu cadrele alea cumplite de lungi. După care am văzut Tetsuo, partea întâi și partea a doua, unde lucrurile se desfășoară într-o cu totul altă demență și se trece de la un cadru la altul când nu știi ce te-a lovit. Și după ce am văzut Ștețu, am zis, băi, nu o să mai pot să văd în viața mea un film de-al Tarkovski. O să mai nu negreșit. Cum de altfel pățesc că eu n-am reușit nici până în ziua de astăzi să termin Odiseea Spațială. 2000 cât e. Nu am reușit, am adormit de fiecare dată. povestea la Odiseea Spațială mie îmi place foarte mult. Arthur C. Clarke, care e unul cei mai mișto autor de SF, a scris un scenariu din care Kubrick a decis să filmeze niște chestii, tăind toată cauzalitatea. Pentru că exista cauzalitate. Odiseea Spațială scrisă de Clarke este o chestie super clară ce se întâmplă și de ce. Și este scrisă într-un stil de SF din anii 50, un stil concis, clar paragraf, idee, paragraf, idee. Uh, după care filmul a avut premiera. La premieră foarte mulți oameni au zis ce e bullshit ăsta. După care s-au trezit iubitorii de art că e o capodoperă. Mie nu mi se pare că e o capodoperă, mi se pare că este unul din cele mai proaste filme al lui Kubrick, care este un regizor extraordinar. Nu sunt în măsură să vorbesc că am adormit. Dar faptul că filmul ăsta care a avut ambițul de a omite cauzalitatea și de a da niște secvențe în loc de oarecare poveste. Are reputația asta. E fabulos apropo de cum o să fie receptate niște lucruri peste 50 de ani. Uh, doi, la mână... E făcut în 69, nu? Parc. 60 ceva, nu mai știu 60 cât. Uh, ideea din spatele filmului mie mi îmi place enorm. Îmi place enorm ideea și îmi place și faptul că Domnul Clark a mai scris încă trei odisei. A făcut trei sicoluri, sunt patru cărți în total. Prima este genială, a doua e destul de mișto, a treia e, hai să zicem că se poate citi, a patra este o mizerie. Totul pornind de la ideea că niște extraterestri n au lăsat pe Jupiter o poartă spre altă galaxie. Ce SF-uri interesante au mai apărut? Care, cu care merită să merită să-ți pierzi vremea? Băi, eu nu cred că să fie o pierdere de vreme. Niciodată. Uh, e una din zonele mele de plăceri uh, extrem de sincere și deloc vinovate. Eu mă uit la tot ce înseamnă să fii din anii 50 și 60. Da, știu că sunt, de fapt, idiote, dar sunt atât de agreabile pentru că e absolut superb. Și acum hai să ne gândim. Uh, băi, a făcut Claire Denis care e o regizoare franțuzoică care tot timpul a avut niște subiecte în astea foarte tăioase și care n-a făcut până acum SF un film cu Robert Pattinson și cu Juliet Binoș în spațiul cosmic uh, High Life se numește este un film absolut superb din punctul meu de vedere, SF-ul un sensul ăla de spațiu cosmic și chestii pentru 2019. Asta e High Life. Care e propunerea lui? Um, Sinopsisul. Propunerea este undeva într-o zonă de control și alienare pe o navă stație orbitală. E un film care merge și din idei, și din personaje, și are și niște spațiu cosmic. Mie mi-a plăcut enorm. Uh, am mai văzut un SF micuț, un film din ăsta aproape independent, de care o să vorbim puțin mai încolo, că acum nu mi aduc aminte cum se cheamă. Și am un plan să văd și eu... Ah, stai. Un serial să fie care a ajuns la sezonul 3 și sezonul 1 a fost o capodoperă, sezonul 2 nu l-am văzut și sezonul 3 l de toată lumea. Ah. Ceva cu Galaxy? Ah. În niciun caz. Nu? No? Ok. Nu acela. Nici mai știu cum se numea. În fine. Zim ce ai văzut tu dacă ai văzut ceva. Uh, nu, întrebarea mea mergea acum în cu totul altă direcție până ne amintim de filmul ăsta. Uh, spunea cineva că, care a fost prin Moscova de curând mm? că viața culturală la Moscova este una foarte uh, foarte plină și că în Moscova ai undeva la vreo 40 de piese de teatru pe seară, ceea ce nu este puțin lucru și eram curios ce Dumnezeu mai vine cinematografic de acolo din Mama Rusie pentru că Mama Rusie a avut, cred și în anii 80, a avut o, o, o muzică destul de interesantă care, mm -hmm. rog, și așa mai departe, care niciodată nu n-a fost împinsă în față, au stat foarte prost la marketing ăsta. Bine, Cauză ei nu poluții. trebuie să aibă un marketing atât de mare, pentru că ei sunt o piață enormă. Când zici, de fapt, Rusia și Moscova, te gândești la toată fosta federație, URSS-ul, e un teritoriu enorm, ei consumă foarte mult. Unul cel mai scumpe oraș din lume. Și produc foarte mult. Și uite, spre exemplu, Leto, l-ai văzut pe Leto, că ție s-ar putea să-ți placă foarte mult. Nu. E un film alb-negru, făcut de unul din regizorii, că mie îmi plac de mor, despre niște rockeri din Rusia anilor 70. Leto. A fost și la TIF, a avut cronici foarte bune, mie îmi displace puțin că e alb-negru, pentru că am o problemă cu filmele alb-negru, care nu au de ce să fie alb-negru, dar eu ți-l recomand. Și acum încă mai caut, dacă vine sau nu un să Da. N-am mai văzut un SF bun de mult. Da, și da, cred că mi-a treia pofta de sf uri mi-a tăiat Star trek cu vieții pe care N am da, cuvânt, eu am resistat, cred că de și, și am văzut de și la cine adică... Hm. A, tu vorbești de Star trek de filmul. Da, 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 ah, nu, nu. nu care a fost o, o mizerie cumplită, nicio treabă cu, cu data, nicio treabă cu personaj, da, nimic, nimic, o melodramă clasică de Hollywood. Uite, Bright Barn ai văzut? Nu. Brightburn e povestea, și o să-ți dai seama că o recunoști, uh, unui cuplu de fermieri din America care săracii nu pot avea copii, și din spațiu cosmic are un copil. <laughs> Doar că nu e un copil care să crească, să-și poartă chiloții peste pantaloni și să salveze lumea, e un pățoi răsfățat și foarte rău. E delicios filmul, nu e o capodoperă, dar eu m-am bucurat foarte mult de el. N-are nicio treabă cu universul DC. Eu mi-am notițe aici. O să mă la emisiune și o să le văd absolut pe toate, pentru că vin zilele Asta este și... într-adevăr minunat. Mm -hmm. l găsesc? caută-l și tu pe unde poți, pentru că okay. la noi la cinema nu a fost, din câte știu eu. O, o, o să-mi asum eu treaba. asta. Mm -hmm. Recomandăm torenții. În momentul în care mm -hmm. avem platformele astea, nu le găsim pe torenții. Găsim diverse, cât încă să mai poate. Nici nu mai știu unde Dumnezeu mai funcționează torenții ăștia. Cred că tot la ruși. Uh, nu mi-am pus niciodată problema. Unde sunt ei localizați? Păi, altfel unde? China, India și Belarus, care în Europa au reușit să o moare. Și... Uh, există această eternă problemă a copyright-ului care văd că pe care încă se bate moneda, adică știi, noi doi ce facem aici mm. se vede și pe Facebook, dacă eu bag o piesă acum da? Mm -hmm. Facebook o să ne taie în momentul 2 pe, de, de dreptul autor și nu o să o facă un om, ci niște algoritmi, niște roboței care urmăresc ce facem noi aici și să mm -hmm. au grijă să nu să nu să nu băgăm note muzicale. Ai găsit? Uh, nu, n-am găsit, dar mi-am adus aminte tot de un film care nu mi se pare că e delicios, dar e foarte mișto și ăsta. Frix. Frix l-am văzut la TIF. Uh, e o poveste despre o lume în care oamenii cu superputere au fost deja eliminați și o tânără familie își apără fetița care are superputeri. Iar tot discursul ăsta că în Brightburn se spune destul de clar că ăla e un monstru mic și că e foarte nasol ce face. Aici nu e limpede. Aici e și tot aparatul de represiune al statului care vine peste ei, dar și niște lucruri foarte nasole pe care le fac ei. Deci Freaks e... Într-un fel, descompunem tot ce înseamnă mitologia supereroilor. Și o descompunem nu noi aici, cât o descompune bucata asta de cinema nouă care vrea să facă niște puneri în uh, extrem ale unor chestii din benzile sănate clasice. Am înțeles, să răstoarne puțin... Uh, uh, da, și asta e tot timpul de... o chestie bună, da, pentru e sănătos, că, sunt idei noi, sunt, uh, uite, spre exemplu, alte publicuri, m-am uitat la filmele și m-am bucurat de ele, dar nu mai prinde la un Marvel în sală. Sunt unul din, acelela, din, acea categorie care mai are și zilele proaste, probabil acele zile din lună, când simt nevoia să văd filme foarte vechi sau musicaluri. Adică, cred că n-a trecut un an de când am văzut șapte neveste. am revăzut șapte neveste pentru șapte frați. Vai, nu pot să nu l-am văzut niciodată. Ah, da, e o poezie, plus că l-au colorat pormă, pentru că el s-a făcut al negru și sunt culorile alea de țier, pur și simplu, retina. Mă rog, în fine, e amuzant făcut. Uh, dar am, am citit zilele astea că cu noua tehnologie CGI, Dumnezeu știe Așa. ce Dumnezeu înseamnă asta, se va reface... Computer voilà. uh, Se va face un film cu Jim Zdin. Au făcut deja niște încercări um, să resurrecteze personaje moarte pentru diverse chestii, cum ar fi reclame în general. Uh, filmul cu James Dean, am citit și eu despre el, nu știu, nu știu ce să zic despre asta, e foarte interesant de ce trebuie să faci asta digital în contextul în care poți să găsești un actor care seamănă cât de cât cu James Dean. James Dean n-a fost niciodată un actor de geniu. A fost ceva absolut mediocru. Mie mi-a plăcut enorm de mult în două filme, din trei câte am făcut, sau patru. Și da, a reușit să fie simbolul acelei generații beat, anii 50, motociclete, geci de piele, precursorii hipioților și așa mai departe. Fix din motivul ăsta cred că îl refac. Altfel da. mi se pare destul de creepy. Văd chestia asta și muzica. S-a întâmplat și la noi la arenele romane să vină să cânte holograma lui Dio cu band. Oh. Da, a fost acum un an, cred, sau doi, ceva de genul. Și e o modă care tot apare. Să se mai fac holograme, să pleacă în turneu cu ele. Se pleacă cu holograma și cu bandul, care bandul se ține după... Poate nu e ideea mi se Spre creepy. Uite, în cazul unui muzician, eu aș fi de acord cu argumentul Băi, e de neînlocuit și să ai un mod de a sintetiza o voce care să spune 97%, 98% ca lui, e ok. Tehnologia asta presupune să, să iei bucăți din live-uri și practic reconstruiești holograma și inflexiunile vocale sunt din, din niște live-uri mai vechi, iar bandul este live și se ia după el. Da, noi jucăm cu o tehnologie nouă. De ce să nu facem asta? Mi se pare perfect rezonabil. Nu, da, mi se pare creepy. Mă, am murit. lasă să... Adică, yeah. ok, hai să o luăm creștinește. E ok mm -hmm. cu veșnica pomenire și să ne amintim de diversi, dar să, să mi-l readuce așa la viață, mi se pare... Mm -hmm. Mie nu mi se pare, nu mi se pare ideea, mai ales că e vorba de o chestie la care se pretează. Uite, spre exemplu, pe film eu pot să zic că poți să-l înlocuiești pe James din cu un actor în viață la vârsta la care trebuie acum. În muzică e mult mai greu să bine înlocuiești bine. un muzician decât un actor. Părerea mea. Ok, da, da, fair enough. Și mai este și o chestie. Noi tot timpul ne jucăm cu tehnologiile. Suntem ca mai muțele cu monolitul din odiosul Odiseea Spațială. Uh, e foarte bine să îți dai seama că, de fapt, noi chiar suntem în mileniu 300, în 2019. Trebuie da, n-avem da. baze pe Lună, n-am ajuns <coughs> pe Jupiter, uh, dar avem foarte, foarte multă tehnologie. Măi, da, uh, eu nu cred că puteam să ne imaginăm acum, hai să zic, 10 ani, că eu pot să dau un mesaj cuiva de pe telefonul meu și să-i bipă în partea cealaltă a planetei uh, uh, telefonul X-ului în momentul 2. Trăim uh, în viitor, cumva. Da, trăim în viitor și... Uh, bine să conștientizăm toate opțiunile pe care le avem și să epuizăm unele din ele. Uite, asta cu holograme, dacă mă întreb pe mine, eu nu cred că o să prindă. Dar e ok, e o joacă, e un device, e, poate să facă multe. Uite, există un film genial și un film de animație absolut superb, The Congress, uh, care pornește de la ideea că o actriță își cedează drepturile de imagine ea fiind plătită ca și când ea ar juca niște filme în care joacă o holograma ei. Asta de aici pornește. Unde se duce este absolut fabulos. E unul dintre cele mai mișto filme despre virtualizarea a tot, practic. Ce film e asta? Din ce țară? The Congress. E o producție americană, e făcut de un regizor izraelian care a făcut valți cu Bashir și în rolul principal, deși trei sferturi din film este animație, E Robin Wright pan, E Robin Wright. Măcar din House of Cards o știi. Da, 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 da. Sigur. E, mie se pare o mai ales că îți spune că individul e, chiar e unic și modul în care se va exagera pe toate chestiile cu copyright, cu dreptul de date, de imagine, cu dreptul de a fi prezent sau de a nu fi prezent undeva... Uh, e foarte mișto. E unul din marile SF-uri care nu a fost bazat pe carte din ultimii 10 ani. Bun, deci povestea asta cu SF-urile încă funcționează. Da. Se fac SF-uri de calitate. Dar nu-i puțin lucru. Acum vă spun de House of Cards, mi-am mi, -a, mi -a de, de aia cu mitul. Doamne, că, că bă, mi-au mi stricat filmul, mă. Păstra magii vieții, pe bune. În fine. De ce? Pentru că era actorul care se potrivea perfect rolului. Înțelegi? Și când mi l-ai scos să mi locuiești cu altul, parcă... Pe cine? Uh, cum îl cheamă? Uh, Kevin Spacey? Ah, Kevin Spacey, din punctul meu de vedere, trebuia și din tot ce a făcut aproape. Mai puțin din Mie Mi, -mi se pare un mare actor. Am o, e un am mare actor, dar uite acum, noi avem și o chestie... Um eu aș zice că viața personală trebuie să fie personală și că viața publică și opera unui artist trebuie să fie separate. Dar sunt anumite cazuri în care e foarte urât să mergi pe principiul ăsta. Uite, Polanski, care a băgat jumătate de kil de cocaină, s-a dus peste una în baie și a violat-o și aia avea 13 ani și Angelica Houston pătea la ușă să întrebe ce se întâmplă. E, monstru ăsta e și vierme, ca și fugit. Și acum a făcut un film despre uh, afacerea Dreyfus, o poveste foarte dubioasă din Franța. Tu zici de, de Kevin Spacey? Nu, a, nu, 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 nu de, de, Polanski, de Polanski, de Roman Polanski. Da, Polanski. Da, da. Okay. Eu nu pot să-i dau lui Roman Polanski care în mod clar a violat o minoră și a fugit ca un vierme de responsabilitate. Circumstanțe atenuante, îmi pare rău că fuge de 60 de ani și toată lumea îi laudă filmele. Bă, poate e cazul să nu-i mai laudăm filmele. Sunt total de acord cu tine. Eu, 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 nu sunt, uh, eu sunt în poziția care cred că... Uh, un om cu, dotat cu arește talent, da? Trebuie să fie la înălțimea talentului lui. Eu să aș scris că majoritatea nu sunt la înălțimea talentului în viața privată și ca persoane morale. Dar acum, chestia asta cu moralitatea diferă, adică nu e același lucru să bulănești trei sferturi din băieții din compania de teatru pentru că tu ești Kevin Spacey, după care să zici că va ești o victimă. Nu, ești un nenorocit libidinos în cel mai light caz. Da, aici în, în cazul ăsta particularul Spacey, odată că povestea s-a întâmplat hât, unul la mână, doi la mână uh, și de ce de ce ești acum? Băi, plus părinții sunt tată de de fată. Fimea își face buletin acolo. Oh, Băi, nu aș să o zona cu părinții în cap pentru că e un bărbați. scandal Sorry. foarte nasol. E o chestie despre școala de dans care de fapt vindea prostituate pentru Italia. Și fix chestia cu părinții. Băi, părinții uneori nu-și dau seama, iar alteori pur și simplu nu vor să ia în calcul niște semnale. Să-și... Să-și ia instinctele, da? Da, e, e o zonă super dubioasă și super nasoală și tot scandalul ăsta cu școala de dans care trimitea prostituate în Italia, fix acolo s-a dus discuția acum. Și e o discuție la care eu, nefiind părinte și nici dansator, nu pot să particip. Dar e, e fascinant că au publicat niște mesaje cu părinții care efectiv au refuzat să ia în calcul faptul că, bă, dacă pare dubios ce se întâmplă, poate chiar e dubios. E o zonă în care eu nu am nicio psihologizare și nicio cădere să-mi dar se întâmplă și e foarte nasol că se întâmplă. Am văzut documentarul de curând ăsta cu Neverland, cu Michael Jackson. Deci e fix același lucru. Bă, ce cu părinții Ce aveți, bă, băieți? Bă, cu părinții aia, în cazul lui Michael Jackson, e foarte clar. Sunt niște eternități de bani pe care le-au primit. Complit. Acolo e, acolo e mult mai urât decât uh, în alte părți, pentru că îți dai seama că li s-a închis gura cu bani. Da, multă mizerie. Dacă li s-a închis și azi. conștiința cu bani, asta e, e partea a doua. E, uite, că acum au mai luat probabil niște bani să participe și la filmul ăsta. <laughs> Mai facem o pauză? Uh, nu, încheiem. Fie okay. uh, O singură rugăminte mai mm. Să-mi spui, uh, pentru că eu sunt mare pasionat de, hai să zicem, uh, rubrica ta, hashtag, Facebook, decât un sinopsis, băi, unul din cele mai, din cele mai cumplite, cele mai aberante pe care le-ai le trăit. Le-ai citit. Oh, păi eu n-am atâta memorie, dar pot să spun unele din cele mai aberante pe care le-am văzut. O uh, să unul din favoriții mei. Este o trilogie de filme de groază uh, și se numește Fist, Fureasat, festin, cum s-ar putea traduce, despre niște oameni într-o benzinărie care sunt atacați de niște demoni sau extraterestri. Uh, s-a mai făcut. Filmul ăsta s-a mai făcut prin uh, anii 90 și a fost minunat, și atunci doar că eram într-o biserică. Uh, doar că trilogia asta fist este într-o zonă nea de demență încât la un moment dat uh, personajele discută către cameră ce se întâmplă și dacă te așteptai sau nu ca protagonistul să moară. Plus uh, momente de o nesimțire superbă în care apare o fanfară de mariaci. E într-o zonă de uh, voit dement și dement... Uh, din scenariu și din realizare și cu o eternitate de gor din ala destul de credibil ca să spun așa de prin de acum vreo 10 ani trilogia Fist știi cum consider că în momentul în care vrei să devii părinte ar trebui să niște teste psihologice foarte clar cred că și la filme ar trebui să fie la fel pe bune mă mai amuzau chestia chestie aia, a, cum îl cheamă Alt de constructivist care nu-mi place, uh, care nu mai îmi place, asta uh, care... Uh, melancolia, Zim. Las Vantrier. Las, von Trier. Las von Trier povestea când a filmat... Uh, asta mi-a plăcut ca poveste să încheiem cu ea. Când a filmat Anticristul, uh, pentru scenele porn, că e film de scenele porn, folosea un, un actor. Uh, o dublură. O dublură, actorul porno. Și... Uh, Băi, au stat și l-au filmat vreo 20 de minute. Și l-am dat la îi zice, păi, dacă vrei, pot să-ți dai drumul. Și zice, a, păi da, eu așteptam semn. Și uite, îți băgăm și cum am ars 20 de minute de peliculă care e și la buget. să a părut amuzant. Da, probabil că e singurul lucru amuzant apropo de Anticristul, pe de altă parte. Da, absolut. Și în general de filmele lor, ați vă și personaj, Uite, eu o să admit care că îmi place, place mult, dar nu am văzut un film singur al lui comedie, n-am văzut-o, am, am refuzat să văd ce poate să facă pe comedie. The Office sau care era? Nu? Da, da ceva cu un birou. Da, da, ah, da, The Office, da, 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 nu, nu, e, e cumplit, e mișto, îmi place, mi-a plăcut The Office. Eu am refuzat, am, am zis, 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 zis că îl vreau serios. Îți recomand. Am oh, înțeles, ți-e-ți place mie da. nu mai -mi place. De Iar la filmul ăla cu Björk chiar nu pot să mă uit Deci nu pot să mă uit Este, este de din de, este de infinită și așa E unul dintre mele favorite Eu urăsc E făcut fix pentru oameni ca mine E făcut să scoată Să stoarcă lacrimi Mă mine mă enervează filmul nu, care E film am făcut să foarte multă ură și dispreț Pentru tot genul filmului muzical nici Bjork nu a fost foarte fericită cu... Ah, Bjork, ca cred că a fost foarte nefericită. Da, Bjork... Pare, facut... pare genul ăla pe care vrei să o nefericești. Da, da, da. Are, are, ceva ce strânește niște instincte din astea, nu musai că violente, dar într-un fel... Știi? Hai, Bjork, da te dracu. Categoria de, de oameni care, dacă n-au melodrama în care străiască, ei nu sunt simt bine. Na, na, nu, nu. eu sunt convins că Bjork e o persoană hipersensibilă și tocmai de-aia își cere un anumit nivel de brutalitate în filmele în care joacă. Și că de la mână eu consider că e un artist atât de bine cotat și de talentat încât eu Pistă nu cred că Bjork e vreo melodramă. Și nici muzica ei nu am mi se pare că e melodramă. Dar e zona așa sensibiloasă. Da, care merită o luată la pământ. Ca până. un macrameu cu cățeluși morți. Știu ce spui. Mulțumesc că ai venit. Băi, mersi și eu de invitație. А, ah, не дистрам към филме. Мерси, ба, ба.